aruncă obiecte de voluminoase din de la locul ăsta. Care înțeles. E soluția legală ca oamenii să nu greșească, să nu fie amendați, dar totuși să se poată ridica? Noi avem, din câte știu eu la ora asta, două weekenduri pe lună în care am programat să scoatem deșeurile voluminoase. Că e mobilă, că e cadă, că nu știu ce. Prietenii mei, sectorul 3, taxa e zero la gunoi. Noi toate aceste deșeuri voluminoase, obiecte voluminoase, le ridicăm gratuit. Important e să le scoatem organizat. Dom'le, este în sâmbăta în care se scoate, dom'le, scoatem așa, toți atunci. Dacă, de exemplu, faceți reformă în apartament și trebuie să v-ați schimbat WC-ul, v-ați schimbat cada, v-ați schimbat chiuveta, ați dat faianța jos și ați scos șapa, ați pus-o în saci. Nu le scoateți necontrolat afară. Sunați măcar la Salubritate că vin colegii noștri, colegi, adică angajații primăriei sector 3, care vi le ridică gratuit.